trebui să facem asta? Arat înfiorător! Unde ți-e simțul aventurii? Ai dreptate, să intrăm! Ce tare! Uită-te la toate lucrurile astea! Cine a locuit aici? Nu știu, a fost abandonată de ani de zile. Stai așa, ce-i ăsta? Nu-mi vine să cred, e un hamster! Este albastru strălucitor? Hei, te superi? Uită-te la asta! Ce? Ce este? Cutia e vie! E un monstru înăuntru? Nu știu, dar ai grijă! Să vedem! Oh, ce cățeluș adorabil! Putem să-l păstrăm? O să-ți spun numele Daisy! Parcă e magazin de animale aici! Hei, micuțule! Ești bine? Vino aici! N-o să-ți fac rău! Trebuie să-ți dau un nume! Arăți ca un Nibbles! Trebuie să fii speriată și singură! Ce? Ce se întâmplă? Wow! Unde ne aflăm? Eu nu știu, dar acum suntem aici, cu toții! Ai auzit? Suntem o familie! O să fie grozav! Ha? Unde a dispărut Nibbles? Nu, nu e aici! Asta nu e suficient de drăguț! Nu e nici urmă de el! Nu e sub scaun! Voi l-ați văzut pe Nibbles? Stai puțin! Oprește-te! Ce? Iu, a fost cât pe ce! Am crezut că te-am pierdut! Trebuie să te pun într-un loc sigur! Wow! Uită-te la acvariul ăsta! Ce de pești drăguți! Asta îmi dă o idee! Habar n-am cum am făcut asta! Dar nu mă plâng! Poți sta aici, Nibbles? N-ar trebui să ai cum să ieși! Îmi pare rău pentru mirosul de pește! Nu e foarte prietenos cu hamsterii! Trebuie să-l fac mai confortabil! Știu ce să fac! Are nevoie de o stradă de vopsea! Voi picta valuri pe sticlă! Îți place, Nibbles? Stai acolo, Daisy! Poți face puțină terapie prin shopping! O să-ți placă site-ul ăsta! Nu ai niciodată destui pantofi? Fii cumpătată cu cardul meu de credit! Nu, nu te înveselește? Oh, știu! O să-ți pregătesc un loc unde să dormi! O să fie tare! Wow! Ar fi grozav să pot face asta la un grătar! Hei, Daisy! Privește! Simte-te ca acasă! Ce părere ai? Sper să-ți placă! Știam că o să-ți placă! Nu-ți face griji, Nibbles! Aproape am terminat! Vreau să fie perfect! O meriți! Bine, am terminat! Wow, Sunny! Bună treabă! Mersi! Îmi place ce ai făcut cu acvariul ăla! Ești ok acolo, Nibbles? Par plictisit! Ai nevoie de niște divertisment! Vrei să te uiți la un film? Nu? Ești un hamster care preferă cartea? Ok! Mă întreb! Știu ce am de făcut! Trebuie doar să invoc ceva! Wow! A funcționat! E un mic tobogan de apă pentru hamsteri! Bine, știu că nu are apă! Haide, încearcă-l! Wow! Ești așa curajos! Continuă! O să te distrezi foarte bine! Știu că e mare, dar crede-mă, o să-ți placă! Asta e! Nu vrei să te dai pe tobogan? Nu-ți face griji! Sunt multe lucruri pe care le poți face! Wow! Ce mai temerar! Ai grijă, Nibbles? Ești așa curajos! Hei, Sunny! Oh, arată grozav! Dar Daisy nu ar încăpea pe el! Poate pot face ceva pentru ea! Stai să mă gândesc! Trebuie să fie ceva ce pot folosi! Ce-i aici? Oh, ce interesant! Dar nu e chiar stilul nostru! Va avea nevoie de o transformare! Să trecem la treabă! Întâi am nevoie de vopsea spray! Folosesc roșu, desigur! Oh, deja arată mai bine! Sunt o artistă cu acest spray! Acum avem nevoie de niște decorațiuni! Wow, cât de tare! Ce transformare! Se potrivește cu casa ta? Ok, urcă! Ar trebui să facem un test drive! Ține-te bine! Să-i dăm drumul! Ce zi! Am nevoie de un pui de somn! Hei, termină, mă, gâtilă! Încerc să dorm! Nu o să se întâmple! Care-i treaba? Oprește-te! Trebuie să te duci la culcare! Poți visa la brânză sau la orice mănâncă hamsterii! Uite așa! Nu arată bine deloc! Trebuie să noți! Nu vrei să te apropii de dinții ăia?
Glumesc, e un pat. E așa moale și confortabil. Vei sta așa comod acolo. Și poate eu voi putea dormi puțin. Sper că nu-s fără Nibbles. Hei, vrei să faci liniște acolo? Unii dintre noi încearcă să doarmă. Ai avut vreodată senzația că te urmărește cineva? Oh, tu erai Daisy? Nu poți să dormi, nu-i așa? Cunosc sentimentul. Trebuie să fii în patul tău. Stai să te ajut. Uite așa. Acum închide ochii. Oh, ăsta e puloverul meu preferat. E plin de păr de câine. Îl voi pune deoparte mai târziu. Acum sunt prea obosită. Trebuie să-mi fac somnul de frumusețe. Noapte bună, Daisy! Nu, Lily nu o face. Pune extintorul jos. Stai, ăla nu e un extintor, e un unicorn. Ce? Ce-a fost asta? Ce tot faci, Daisy? Iar mi-ai luat puloverul? Trebuie să-ți placă foarte mult. E ok, poți să-l iei. Dar mai întâi trebuie să fac câteva modificări. O să întorc puloverul pe dos. În continuare voi lua un ac și ață. E timpul să-mi exersez abilitățile de cusut. Vreau să creez o cusătură în partea de sus a puloverului. Voi trece de la un braț la altul. Uite așa. După ce termin, îi voi pune umplutură. Asta îl va face super moale. Vreau să-l umplu complet. Mai am nevoie de câteva mâini. Apoi voi face la fel și cu brațele. Lui Daisy îi va plăcea asta. Voi coase manjetele împreună după ce va fi plin. Apoi voi împături brațele în jurul puloverului. E un uimitor pat pentru câine. Va fi ca și cum ai dormi pe un nor. Urcă, Daisy! Sunt un pic geloasă. Mi-aș dori ca patul meu să fie așa confortabil. Ok, hai să dormim puțin. Sunt extenuată după atâta meșteșugit. Vise plăcute. Îmi plac chipsurile. Ei, nu te uita așa la mine. Ce este? Vrei un chips? Asta e mâncare pentru oameni. Oh, nu face ochi de cățeluș la mine. Bine, o să-ți aduc ceva de mâncare. Dar chipsurile sunt ale mele. Întâi vei avea nevoie de un bol pentru mâncare. Și știu exact cum ar trebui să arate. Înapoi, sunt pe cale să dau drumul căldurii. Așteaptă, vine. Wow, uită-te la asta. Ăsta nu e un bol vechi și plictisitor. E un vulcan. Și ghici ce mai am eu. O să umplu castronul. Cred că ți-e foame. E o erupție cu mâncare pentru câini. Wow! Uite cum intră. E așa de multă. Îți vine apă în gură. Ce mai aștepți? Du-te acolo. Nu uita, nu mânca totul deodată. Oh, ce cățeluș bun. Chiar arată bine. Poate ar trebui să-i dau lui Nibbles ceva de mâncare. Ce mănâncă hamsterii? Să comand o pizza? Nu, am o idee mai bună. O să-ți fac un festin. Vom avea nevoie de un loc unde să-l servim. Iar valurile astea sunt perfecte. Acum pot să le umplu cu mâncarea ta. Șeful a creat ceva special pentru tine. Garantat o să-ți încânte papilele gustative. Poftă bună! Îți place cum gătesc? Sunt așa fericită! În mod normal, ard totul. Mai sunt și altele de unde a venit aia? Anunță-mă dacă vrei desert. Am niște înghețată delicioasă. Nu? Nu ți-e poftă de dulce? Serios? Nu știi ce pierzi? Dar asta nu e o problemă. Ei, nu-ți uita manierele? Nu te urca pe masă? Știi ce? Fă ce vrei. Eu am făcut lucruri mai rele. Ai un apetit mare. Vezi asta, Sunny? La 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 la! Îți place asta, Daisy? Ce mai faci, Lily? Viața nu a fost niciodată mai bună! Wow! Sună bine, Sunny! Ești un flăcăr! Oh, ce drăguț din partea ta! Dar încă nu ai văzut nimic! Să cântăm rock! Shup-ti-dup! Oh, da! Continuă! Fiu! Dansul ăsta mă face să transpir! E timpul pentru solo! E timpul pentru marele final! Sha-la-la! E așa cald aici! Pot să deschid o fereastră sau ceva? E ca o saună! Am nevoie de o apă rece ca gheața! Stai! Nibbles? Ești bine? Nu-ți face griji, te răcoresc eu! Cum te simți? Te ajută? Știu! Mă întorc imediat! Uită-te aici! Asta te va ajuta să te menții hidratat! E propria ta fântână de băut potrivită pentru un hamster! O voi pune aici! Da! Asta e! Bun băiat! Fiu! Mă simt mult mai bine! Și se pare că Sunny s-a oprit! Ce idee bună! Și tu trebuie să bei, Daisy!
Ok, nu țipa la mine! Mă gândesc! Stai, știu! Lasă-mă o secundă! Sper să funcționeze! Aproape am terminat! Wow, ce tare! Se potrivește cu bolul pentru mâncare! Totul ține de estetică! Ești așa însetată! Mă bucur că am putut face ceva! Cred că asta e tot! Te simți ca acasă, Nibbles? Asta mă face așa fericită! Meriți tot ce e mai bun! Aș face orice pentru tine! Ce mai faci, Daisy? Te simți suficient de confortabil? Sigur că da! Uită-te aici! Am făcut o treabă excelentă! Bate palma! Dă-mi un sărut, Nibbles! Ce iepuraș drăguț! Dar ar putea fi și mai drăguț! Hai odată! Wow! A funcționat! Ce tare! Hai cu mine! Ok, e rândul meu! Trebuie să crești mare! Dar mai întâi ai nevoie de puțin sclipici! Wow, ești adorabil! O să fim prieteni la cataramă! Hai să mergem! Asta va fi camera ta! E cam goală, dar am planuri mari! Hm? Ce cauți aici? Asta e camera iepurelui meu! Nu cred! E camera noastră! Nu! Nu se poate! Nu! Nu cred că înțelegi! E camera noastră! Așa deci! Așa deci! Tu rămâi pe partea ta și eu rămân pe a mea! Să nu cumva să depășești linia! A, în niciun caz! Avem treabă! Cu ce să începem? Cred că am nevoie de puțină inspirație! Wow! Ce căsuțe! Vrei și tu una? Cum ți se par? Nu? Da, nici mie nu mi-au plăcut prea mult! Oh, așa mai vii de acasă! E super! Și ție o să-ți placă! Am o mulțime de idei! Ți-aș putea construi un palat! E minunat! Vom fi foarte fericiți aici! Ce mulți fani avem! Ce faci acolo? O să fac eu să-și revină! Hei! Ha-ha! Oh, care-i faza? Hai, Coco! Avem multe de făcut! Hai să începem! O să am nevoie de câteva materiale! Ah! Ce grea e! Cred că ar trebui să o tai! Am instrumentele necesare! Stai! Ce face Claire acolo? Nu mai contează! Sunt prea ocupată! N-am nevoie de fierăstrău! Am propriul instrument de tăiere! Ce ușor e! N-am depus niciun efort! Wow! Ce distractiv a fost! Oh, ce bine e! O să bag holșurubul ăsta în placa de USB! Iese perfect! Ia de aici! Și de aici! Ce faci acolo? Am nevoie de un strop de culoare! Oh, ce idee bună! Ce multe opțiuni am! Hei, Lulu, vino încoace! Ce culoare îți place? Hai, alege una! Am nevoie de ajutorul tău! Da, și mie îmi place aia! Ai gusturi excelente! Hai să ne apucăm de vopsit! Ce culoare genială! O să arate super! Albastrul ăsta te calmează complet! O să vopsesc placa cu un trafalet! Vreau un strat uniform de vopsea! Ce distractiv e! Wow! O să pun mingile astea înăuntru! Arată fix ca în poză! O să adaug niște paie pe post de așternut! O să adaug câteva decorațiuni! Wow! Arată bine! Ce căsuță tare! E super! E aproape gata! Vreau să te simți ca acasă în ea! Și ultimul detaliu! Sper să-ți placă! Am muncit mult la ea! Simte-te ca acasă, Lulu! Pare super confortabilă! Ce fericită ești! Mă bucur mult! M-am emoționat! Ha? Ia uite! E cea mai tare căsuță din lume! Da, să știi că și noi avem un semn! O să-l lipesc fix aici! Hei, Claire! Uite! Serios! Uite cum arată a mea! E bine, Lulu? Am ceva pentru tine! E un os! O să-l așez aici! Vrei ceva, Hazel? Și eu am o jucărie pentru Coco! Sigur o să-i placă! Stai! Cum ți se pare ăsta? Lulu merită tot ce-i mai bun! Ți-am luat-o înainte? Nu cred! Eu am jucăria asta! Are gustări incorporate! Coco are dita mai pofta de mâncare când se joacă! Crezi că mă impresionează? Uite! Un căpănel uriaș de pui! De ce mi-arăți așa ceva? Eu am morcovi! Iepurașii sunt înnebuniți după morcovi! Poftim, Lulu! Coco, astea sunt pentru tine! Adu-o înapoi! Îi arunci mingea? Ce cățel cu minte! Ce deșteaptă ești!
Și Coco aduce înapoi ce arunc. Uite! Hai, Coco! Așa! Adu-mi-o înapoi! Stai! Unde pleci? Încă e găsar să-mi faza asta. Ai văzut, Lulu? Ce amuzant! A, da? Fii atentă! Uite! Stai! E un bol pentru apă și noi avem nevoie de unul. Poftim, Coco! Sper că-ți e sete! Ai destulă apă de băut! Ce iepure cu minte! A, îți place! Uite ce am eu! E o fântână pentru apă activată manual. De fapt, activată cu lăbuța. Wow! Uite cum se șnește! Tare, nu-i așa? Stai așa! Am o idee! Hai să-i facem o farsă lui Hazel! Sigur o să-ți placă, Lulu! Oh, nu! Nu funcționează! Hmm? Ce-ai pățit, Claire? Cred că s-a stricat! Și? De ce-mi spui mie? Ce vrei să fac? Poți să mă ajuți? Nu! Te rog, gândește de la Lulu! Ah, bine! Nu înțeleg ce se întâmplă! Nu știu ce să-i fac! Scuze! Uită-te mai bine! Ok! Dar nu știu cu ce te ajută asta! Nu! Serios? Ups, nu cred că a fost o idee bună! Nu, n-a fost! Nu! Nu-mi vine să cred că ai făcut asta! Nu era necesar! Mi-a plăcut! Am scăpat de stres! Ah, cred că ne putem relaxa în sfârșit! Ce zici, Lulu? Hm? Vrei să te strâng în brațe? Se rezolvă imediat! Și pupici? Ți-e foame, Coco? Oh, ce-i aia? N-am mai văzut așa ceva! Hai să vedem ce e! Iu, ce zi! Am obosit de la atâta muncă! Tu nu, Coco? Ți s-a făcut somn? Oare ce e? O să mă uit mai bine! O să-l iau pe ăsta! Wow! Sunt planuri! Ce tare! Dacă aș ști ce înseamnă! Ce face Claire acolo? Hai să descoperim! Ok, cred că știu ce trebuie să fac, dar o să am nevoie de ajutorul tău, Lulu! Ești gata? Ah, ce-i ăla? Arată interesant! Nu e nimic important! Stai puțin! Ai depășit linia! Dă-te mai în spate! Vorbești serios apropo de linie? Da, hai, valea! Acum e mai bine! Deci, pentru ce e planul ăla? Nu e treaba ta! Știi ce? Mă simt generoasă! Ia și tu unul! Stai să ți-l dau! Vreau să găsesc unul greu! Aha! O să-i dau pe ăsta! Wow! Mersi, Claire! Succes! O să ai nevoie de el! Sunt un geniu malefic! Hei! Nu te uita așa la mine! Ce e? Nu mă judeca! Ia să vedem! Ce-i ăsta? Nu are nicio logică! Poate dacă m-aș uita la el cu ochii întredeschiși? Asta e! O să fac o încercare! Cât de greu poate fi? Ok, am început bine! O să bat iar cu ciocanul un hol șurub! Hai, intră odată! Mi-ar fi mai ușor dacă aș avea ceva lung și ascuțit, dar funcționează! Wow, am creat un fel de cutie! Poate ar arăta mai bine dacă ar fi vopsită! Merită să încerc! O să adaug câteva pernuțe ca să fie mai confortabilă! Îl ținem invers! O să-l pun pe jos! Apoi o să-l măsor! Vreau să fiu precisă! Cred că am măsurat tot! Mai întâi o să așez lemnul pe poziții! Așa o să obțin forma de bază! Apoi o să prind bucățile cu șurubelnița electrică! Ia să vedem! Oh, îmi place! E mult mai ușor așa! O să elimin rumegușul! Apoi o să prind de ramă niște material textil! Va ține loc de acoperiș! Și o să pun un covoraș pe jos! Îmi place cum arată! Acum o să adaug ultimele detalii! Mai am de făcut un singur lucru! Trebuie să-mi schimb ținuta! Oh, e catifelată și luxuriantă! Știu, arăt bine! Hai să testăm! Wow! Ah, hei, îți place cum am aranjat aici? Poftim! Cum ai făcut asta? Nu e corect! Hei, asta e tot ce ai construit? Chestia asta mică? Ha, ce drăguț! N-am nevoie de așa ceva, ci de puțină magie! Oh, îmi place! E super confortabilă! Uite, Coco, e patul tău nou! Ah, ok! Am muncit mult la el! De ce nu-ți place? Poate mă pot întinde așa! Nu, nu merge! Măcar să stau pe un colț de pernă!
Clara a dormit! E momentul perfect! Trebuie să fac liniște! Nu trebuie să știe ce fac! Ha, doarme dusă! Și ce confortabil stă! Ah, ce frumos! Poftim, Coco! Un morcov crocant! Nu-l vrei? Ce mai putem face? Ah, hei, Lulu! Ce vrei? Ți-e foame? Ah, ce păcat! Ok, stai puțin! O să fie interesant! M-am întors! Oh, cine mă sună? Nu cred! Miles! Alo! Hai, Coco! E proaspăt și sănătos! Poftim? Nu cred! Ce amuzant ești! În seara asta trebuie să văd cu ce mă îmbrac! Sper că e un loc scump! Nu cred că o să-i mai dea de mâncare lui Lulu! Ce faci? Stai! Mi-a venit o idee! Așteaptă-mă aici! Am nevoie de un pahar de hârtie și un marker negru. O să desenez un iepuraș pe el. Ah, ce simpatic e! Parcă ar fi Coco! O să-i fac obrăjorii cu o carioca albastră. Apoi o să-i desenez mustăți. Și în partea cealaltă. Apoi am nevoie de un umeraș și de încă doi iepurași. O să-i atârn cu o sfoară și am prins niște legume de ață. Hei, Coco! Poftim? O aduci pe Lexi? Nu! Ups! Nu pare comestibilă! Ți-am ars cina! Scuze, Lulu! Știu, iepurele mănâncă deja! Incredibil! Nu-i bai, Lulu! Îți pregătesc altceva! De data asta nu o să iasă arsă! Sper! Hei! Cine a comandat ceva de mâncare? Poftim? Cred că asta e pentru tine! Cum e posibil? Bun apetit! Macar e mai bună la gust decât ce gătește Claire. Și Coco pare fericită. Ok, hai să mai încercăm o dată. Poftim? De unde a apărut asta? Există o singură explicație. E vina ta. E adevărat. A venit un livrator. Lulu a dat un telefon. Crezi că sunt așa ușor de păcălit? Cum ai putut face asta, Hazel? Știi că a luat foc, da? Te ajut eu. Mă las păgubașă. Hai să comandăm pizza. Sună bine! Haide, scumpo! Nu avem toată ziua la dispoziție! Mami are nevoie de niște terapie prin cumpărături! Vin, mami! Ador să te văd cumpărând haine! Trebuie să-mi golesc cardul de credit! Stai așa! Oh, uite ce cățeluș simpatic! E atât de moale și drăgălaș! Mami, ia uite! Mami, mami! Am găsit o jucărie nouă! Iu, e scârboasă! Dar, o vreau! E atât de nedrept! Niciodată nu am lucruri frumoase! Nu plec fără cățelușul ăsta! Oh? Ce s-a întâmplat? Nu se poate! E cea mai tare zi! Ești atât de drăguț! Tu o să vii cu mine! Bun venit în noua ta casă! Sper să-ți placă! O să fim cei mai buni prieteni, sunt sigură! Deci, ce-ți place să mănânci? Mie-mi place pizza, e cea mai bună! Fiu, când te-ai spălat pe dinți ultima dată? Nu mă pupa! Scumpo! Oh, ce se întâmplă? Uite ce dezastru! Sunt urme de lăbuțe peste tot! Am o explicație! Nu se poate! Trebuie să rezolv problema asta! E nasol! Tu vii cu mine! Te-am prins! Trebuia să fi făcut asta cu mult timp în urmă! Nu te uita așa la mine! Aici o să stai, în cutia asta! Șezi! Bun, băiat! Cine are nevoie de o cușcă scumpă? O cutie din carton e perfectă! De ce ar face așa ceva? Nu poți să stai acolo! Nu-ți face griji! Găsesc eu o soluție! Promit! Dar ce anume? Știu! Trebuie să fiu inventivă! E grea asta, dar e un început! Ce urmează? Poate merg stinghiile astea din lemn. Ne trebuie un pic de culoare. Acum trebuie să prind lemnele între ele. Pentru asta am împrumutat bormașina mamei. Chiar grăbește lucrurile? Știi ceva? E distractiv. Acum trebuie să decorez totul. Și m-am gândit la designul perfect. Am șablonul ăsta în formă de lăbuță. O să pictez peste el. E mult mai simplu așa. Și nu fac mizerie. Îl dezlipesc cu grijă. Ce colorat arată! O să fac asta pe toți pereții. Ce zici? Arată bine, nu? Chiar și eu sunt impresionată! Totuși, mai sunt multe de făcut! Dar avem nevoie de o schimbare de look! Îți trebuie ceva strălucitor! Așa, da! Ne mai lipsește ritmul!
Oh, da, ce șmecheri suntem! Woohoo! Nu se pune nimeni cu trupa noastră! Dă din coada aia! Privește! Poftim? Naomi, ești aici? Bună, mamă! Tu tocmai... nu mai contează! Ce-a pățit camera ta? Și aia e haina mea de blană? Dă-mi-o, vorbesc serios! Iu, miroase a câine! Oh, e dezgustătoare! Îți vine să crezi? Tu o foloseai pe post de covoraș! Acum ce ne facem? Cred că am o idee! O să fie super! Încep prin a întinde acest covoraș. Acum am nevoie de niște pompoane pufoase. O să le prind pe covoraș. Uite așa! Fac la fel cu pompoane de culori diferite. O să alternez culorile. Vreau să acopăr complet covorașul. Ce moale e! Hai, testează-l! E mult mai bun! E timpul să-mi exprim latura artistică. Ador să pictez! E atât de relaxant! Oh, ce faci? Răbdare, mamă! E un afiș! O să-l pun aici! Ce zici? E ok, cred! Minte-te în continuare! Nu e o capodoperă! Cred că știu ce să fac! Îmi trebuie piuneza aia! Și încă ceva! Lâna mea! O să-mi fic piuneza în perete! Folosesc piuneze ca să scriu pag! Acum pot să înfășor lâna în jurul piunezelor. Fac câteva bucle în jurul fiecarei piuneze. Mă asigur că lâna stă strâns. Uite așa! O să folosesc o altă culoare de lână pentru fiecare literă. O să arate grozav! Asta e ultima parte! Wow! Bravo, mamă! Ce părere ai? Îmi place la nebunie! La fel și lui Pag! Mersi, mamă! Ești cea mai tare! Sunt, nu-i așa? Mi-e atât de somn! O să avem parte de vise plăcute! Ar trebui să fim pat! Așa! Când ai făcut ultima dată baie? Puți! Trebuie să spăl chestia asta! Poftim? Ia uite! Hanoracul lui Naomi are o gaură! Stai puțin, cred că pot să-l repar! O să întind hanoracul pe o suprafață plană! Unde sunt acul și ața? O să cos deasupra mânecii și mă îndrept spre cealaltă mânecă! Tai ața rămasă! Acum îl întorc pe partea cealaltă! Fac la fel sub mânecă și continui pe toată suprafața hanoracului! Vreau să-mi ias o cusătură dreaptă! Tai ața asta! Acum o să bag niște umplutură în mânecă! Vreau să o burtușesc! Apoi fac la fel cu restul hanoracului și cu cealaltă mânecă! O să bag manșeta în interiorul mânecii! Apoi o să unesc mânecile! Le cos una de cealaltă ca să le fixez! Nu vreau să se lărgească! E aproape gata! Naomi o să fie extrem de surprinsă! E un pat nou pentru Pag! E confortabil! Sper să-ți placă! Mi-am terminat treaba! Nu, domnule unicorn, acadeaua aia nu e pentru tine! Ce? Ce e zgomotul ăla? Te-ai urcat pe o scară? Ah, da, ți-e sete? O să-ți dau să bei. Stai acolo, revin imediat. Poftim niște apă răcoritoare, sper să-ți placă. Și acum pot să-mi recuperez somnul de frumusețe. Ah? Ce mai acum? Ai băut-o deja? Bine, ești un cățel însetat. Nu o bea pe toată deodată, vorbesc serios. Poate acum reușesc să dorm. Oh, haide, măi! Situația devine ridicolă! Auci, m-a durut! O să-mi iasă un cucui! Ești bine? Ce s-a întâmplat? Încercam să-i dau apă lui Pag! Bea atât de multă, nu mai pot să țin pasul cu el! Asta da problemă! Dar pot să o rezolv! Am o bucată de lemn pe care am vopsit-o verde! O să-i pun lipici pe margine și o să lipesc o altă bucată de lemn pe ea! Pun bolul cu apă deasupra, apoi lipesc banda asta dublu-adezivă pe lemnul așezat vertical. Acum o să lipesc sticla de apă aici.
Apoi scot capacul. Apa va începe să umple bolul. Când Pag o să bea din bol, nivelul apei o să crească la loc. Nu mai trebuie să adaugi tu apă. Isteață treabă, nu? Naomi? Oh, uită-te la ea! E adorabilă! E o nouă zi! Trezirea! Aoleu! De ce sunt toate jucăriile astea pe podea? Bună, mama! Ce multe sunt! Trebuie să strângi după Pag! De câte jucării are nevoie un câine? Au! Mă doare! Am o jucărie chiar și în păr! Ce o să facem în privința asta? Stai puțin! Poate merge să folosim frânghia asta! Unde se duce? E atât de lungă! Simt că mă apropii de capăt! Cred că asta e numai bună! Trebuie să plec! Fiu! A fost cât pe ce! O să încep cu osul ăsta de jucărie, apoi continui cu restul! Trebuie să le leg de frânghie! Ta-da! Adio, jucării aruncate peste tot! Pag are tot ce-i trebuie chiar aici! Dar n-am terminat! O să o agăț de pat! Naomi? Pag? E gata? Hai să vedem ce a ieșit! Priviți! Wow! Toate astea sunt pentru tine, Pag! Mersi, mamă! Soarele e chiar puternic azi! O vreme perfectă pentru bronzat! Dar e important să te hidratezi! Da! Oh, nu! Ai rămas fără apă! Vrei și tu? Sunt un tată de câine atât de bun! Suntem doar doi amici în timpul verii! Ha? Cum de-ai terminat-o deja? Dacă insiști... Ce bine că am adus sticla mare! Ce mai e acum? Nu se poate! Doar atâta mai am? Sau nu? Am o idee măreață! Începe cu niște lemn. Apoi pune bandă dublu adezivă aici. Și lipește o altă bucată așa. Apoi întoarce-le invers. Și acum apa! Vezi ariciul ăsta? O să țină sticla deasupra bolului. Gata! Aproape că uitasem dopul. Să curgă apa, prietene! O să ador chestia asta, băiete! Perfectă pentru o zi toridă ca asta! Ah, cu plăcere! Wow, mai lasă puțină și pentru peștișori? Sau nu? În fine! Nu mă lua în seamă! O să fac un duș lung și fierbinte! Ah, tu erai! Dă-te jos de pe prosoapele astea! Nu le mai folosi pe post de pătuți! Hai, dă-te jos! Câinele ăsta ar dormi oriunde! Ah, ăsta nu mai poate fi folosit! E plin de păr de câine! Ce grețos! Ce zi am avut! Abia aștept să mă culc! Serios? Câine rău! Dă-te jos! Ăsta e patul meu! Ah. Și acum e plin de păr de câine! Ce mult e! Nu știu ce să zic de tricoul ăsta. O să mă schimb. Serios? De ce faci mereu asta? Nu sunt supărată pe tine. Ești un cățel cu minte. Trebuie doar să nu mai lași păr peste tot. Ia stai așa. Mi-a venit o idee. Cred că o să funcționeze. Întinde la orizontală un pulover vechi și coase-l pe lățimea pieptului. Hei, mă pricep la cusut! Taie asta în exces! Apoi ia o pernă și bag un pulover. Coase puloverul în partea de jos. După aceea, bagă niște umplutură în partea de sus. Asigură-te că ai umplut bine zona asta. Fă la fel cu mânecile. Umple-le complet până sus. După aceea, pune lipici fierbinte pe manșete și lipește-le una de alta.
Iată un pătuț pentru animalul tău. Wow! Arată uimitor și pare comod. O să-l pun aici. Hai! Ți-am făcut un pătuț confortabil. Îți place, nu-i așa? O să mai trasez câteva tușe de culoare aici. Oh, nu! Armani, te-am murdărit de vopsea pe coadă! Nu se poate așa ceva! Da, domnișoara Betty! Vai de mine! Sigur, vino cu mine, Armani! Hai să te curățăm! Prea mult chihuahua. Bună ziua! Avem o urgență canină! Armani are vopsea roz pe coadă! Vai de mine, ce băiat drăguț! Ce fățucă simpatică are! Așa, Armani, intră în piscina conflabilă! Trebuie să te curățăm! Bravo! Puh, nu funcționează! Ai dreptate! Hai să-l spălăm cu furtunul mai bine! Cred că o să ne ajute! Așa, ce băiat bun! Și nu-l deranjează deloc că e udat! Ok, e suficient de ud! Acum o să-i șamponăm blana! Și să nu uităm să-i masăm lăbuțele! Bravo, Armani! Scutură-te de pământ și de apă! Acum avem nevoie de un prosop! Trebuie să-l uscăm bine! Așa! Te simți mai bine, nu-i așa, Armani? Nu mai ai blana udă? Usucă-i capul ca să-l pot masa pe obraj! Da, fix așa! E bine, Armani? Relaxează-ți mușchii cât timp îți fac masaj! Acum o să-ți masezi și gâtul! Sigur sunt tensionați de la zgarda aia? Nu uita să-i perii și blana din spatele lăbuțelor! O să-ți filesc și gheruțele! Armani, puiule! A venit mami să te ia acasă! Poftim? Ce-i asta? Nu e bine deloc! Ah, serios? Îmi cer scuze! Puiul meu e un rege și trebuie tratat ca atare! Da, domnișoară! Ah, acum e mult mai bine! Un papion aurit și o coroană, exact așa cum merită! Hai, Armani! Mami are treabă! Fiu, ce greu a fost! Ha? Bella și Atu sunt prieteni? Nu știu dacă pot să am încredere în tipul ăsta! Ce are atât de special? Nu mă prezinți? Nu acum, băiete! Deci, unde rămăsesem? Ce-i sunetul ăla? O să încerc să-l ignor. Efectiv, se holbează la mine! Șezi! Nu e timpul să ne jucăm acum? Scuze! Nu mă băgați în seamă! Chiar faci asta acum? E atât de scârbos! Nu mai vin niciodată aici! N-am fost niciodată la un spectacol! Începe! E frumoasă! Notele astea înalte sunt geniale! Dar asta nu înseamnă că... Uh-oh! Nici să nu-ți treacă prin cap! Aha! Nu, te rog! Au! 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 Taci! Hă? Ce-i aia? Ce face câinele ăla? Strici totul! O să ne dea afară! Gata! Nu mai pot să vin niciodată aici! Cine spune că e plictisitor să faci curățenie? Hei, fii atent, Cuțu! Încerc să fac curățenie! Ah, haide, hai să ne jucăm! Te rog! Nu acum, bine? Hei, aia e o jucărie? Ok, să trec la rafturi! De ce ștergi alea de praf? Trebuie să atrag atenția! Uită-te la mine! Vreau să mă joc cu aia! Yuhuu! Ce ciudate scorțile! Îmi plac pantofii! Ok, trebuie să insist mai mult! O să omor perna asta! Și ca recompensă primez zăpada asta pufoasă! Oare de ce era ascunsă în pernă? Joey! Ce-ai făcut în sufragerie? Unde ești? Nu te supăra pe mine! Vino înapoi!
pot să-mi ascult unghiile pe ăsta? Hei, lasă aspiratorul în pace! Trebuie să fac curat pe jos! Julie, vorbesc serios! Nu, nu mă înțeleg deloc cu tine! Hai, pleacă! Ceva miroase bine! Oh, da! Ce interesantă e punga asta! Ce mult îmi place! Ce sunet extraordinar! Hei, încap cu totul în ea! Parcă aș fi în alt univers! Am evadat! Julie, ce ai făcut? Asta e punga de gunoi! Nu! Acum ce fac? În sfârșit! Ah, cine-i pisica aia? Hei, Joey! Ce faci? Oh, vrei să te mângâi? Ai vrea tu! Întrebam și eu! Wow, TikTok-ul ăsta-i trăznit! Hei, nu acum, sunt super ocupat! Exact! Wow! Cum ți-ai pus lesa? Am zis nu acum, ok? Cum de și-a pus singur lesa? Bietul de el trebuie să-și facă nevoile! E și nervos! O fac eu! Ce ciudat! Ha? E dimineață! Bella, trezește-te! E o nouă zi! Și ești prietena mea cea mai bună! E timpul pentru pupici! Of, serios? Termină! Acum trebuie să fac un duș! Mersi mult! Ah, nu pot sta supărată pe tine! În sfârșit! Mi-era atât de foame! Și pe pizza asta e scris numele meu! Miroase a salam? Ah, șezi! Păi și cina mea? Hă? Nu azi! Dar nu mă iubești! Pleacă de aici! Așa, unde rămăsesem? Nu te supăra, vreau doar să mănânc liniștită cina! Chiar dacă asta înseamnă să-mi împart pizza! Ia uite ce soare e! Nici să nu te gândești să vii aici! Omul meu e aici, ai înțeles? Of, câine prost! Da, mergi mai departe! Cine-i ăla? Cine-i ciudatul ăsta? Asta e casa mea! A, da, nu prea cred! Nu o să intri niciodată aici, amice! Hem, lătratul ăsta mă termină! Te cred, încântat de cunoștință! Vrei să mai stai cu mine? Ne mai vedem data viitoare atunci! Ăla-i poștașul? Hei, Julie! Hei, Julie! Nu mă auzi? O să te aștept pe canapea atunci! Ce confortabilă e! Și fotoliul ăsta galben? Ah, perne pe podea! Vorbește în continuare la telefon? Julie, mergem în curând la plimbare? Imediat! Adică mergem? Acum? Uite ce ți-am adus! Da, arunc-o! Hai! M-am întors! Hmm? Stai puțin! Ok, mai așteaptă puțin! La prins! Stai! Joey, dă telefonul! Vorbeam cu cineva! Of, mă las pe cubașă! Poftim! Ok, ok! De ce folosești asta atât de intens? Ăsta pare a fi distractiv! Te superi? Mai așteaptă 10 minute!
Ok. E mult mai cald aici. Julie! Nu mai pot lucra în condițiile astea. Hai să mergem. Phew. Lăbuțele tale nu-s făcute pentru tastatură. E timpul să scot armele grele. Pis-pis? Curcubeu! Ce de ase! Funcționează de fiecare dată. Serios? N-ai de gând să te dai la o parte? Pleacă de acolo, te rog! Poți să stai lângă mine. Acum ești fericită, Pisi? Aoleu! Nu te ating bine! Ce toane ai! Ha? Bella și Atu sunt prieteni? Nu știu dacă pot să am încredere în tipul ăsta. Ce are atât de special? Nu mă prezinți? Nu acum, băiete. Deci, unde rămăsesem? Ce-i sunetul ăla? O să încerc să-l ignor. Efectiv, se holbează la mine. Șezi! Nu e timpul să ne jucăm acum? Scuze! Nu mă băgați în seamă! Chiar faci asta acum? E atât de scârbos! Nu mai vin niciodată aici! N-am fost niciodată la un spectacol! Începe! E frumoasă! Notele astea înalte sunt geniale! Dar asta nu înseamnă că... Uh-oh! Nici să nu-ți treacă prin cap! Aha! Nu, te rog! Au! 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 Taci! Hă? Ce-i aia? Ce face câinele ăla? Strici totul! O să ne dea afară! Gata! Nu mai pot să vin niciodată aici! De ce nu putem lua cu noi animalele de companie peste tot unde mergem? Îți arătăm noi cum poți proceda! Două bilete, te rog! Nu vrei să spui patru? Păi, fac parte din familie! Au venit și ei la film! Filmul e despre căței! Dar nu pot intra în sală! N-ai cum să refuzi așa o față! Ba da, pot! Hai, valea de aici! Wow, ce rochie trăznită! Stai așa! Vizionare plăcută! Cine-i aia? Dă-i drumul de aici, serios! Două bilete, te rog! Pot să dansez până intru? Clar! Are și jobul ăsta beneficiile lui! Yuhu! Intrați, domnule! Wow, parcă știu să se distreze! Apropo, trebuie să-mi fac genuflexiunile! Ce ușor a fost! Ieșiți afară, scumpilor! De parcă i-am fi lăsat acasă! Sper că primim gustări la filmul ăsta! Unii au câini, dar eu prefer păianjenii! Doar un bilet, te rog! Pot să intru cu mingea? Vai de mine! Ah! Care-i faza cu fata aia? De mine vorbești? Relaxează-te, am bilet! Un păianjen? O să ne mănânce pe toți! Serios? E otrăvitor? Pleacă de aici! Da, bine! Ce băiat bun! Ce ciudat sunt oamenii! Și-a uitat mingea! Asta-i soluția!
Iuhu! Sunt pregătită pentru filmul ăsta! Hai la film! Îmi plac filmele, îmi plac mult! Îmi plac filmele ție, nu? Ups! Hai, intră! Oare auzit? Ce jenant! Nu vine să cred că a funcționat! Poți să ieși acum, păianjenule? O să-ți placă mult filmul ăsta! Ce tare a fost cartea! Sper că și filmul o să fie la fel de bun! Oh, nu! Știi că nu te pot lua cu mine? Sau poate... Ia să vedem! Doar un bilet, te rog! Te-am mai văzut undeva? Fata asta merge la sală! Nici măcar eu n-am așa mușchi! Ok, se întâmplă ceva foarte dubios! Ce ai aici? Oh, un cățel? Te crezi șmecheră, ha? Afară! Ieși afară! Vizionare plăcută! Sper că am adus destule! Ia să vedem! Vreau ciocolată sau chipsuri? Stai! Știu! Am nevoie de recipientul potrivit! Oh, da! Nu te supăra! Ah, salut! N-ai animale, văd! Ce moment jenant! Rufus, poți să ieși de acolo? Oh, ce drăguț e! Wow! Oh, ce adorabil sunt puii ăștia de găină! Hei, vrei să vii acasă cu mine? În regulă! Ah, ce rapid m-am mișcat! Sper la 1 milion de vizualizări pe TikTok! Nu te supăra! Ah, scuze! Ce-i asta? De la o pasăre? Și asta ce e? Puiul meu! Ah! De ce țipăm? Oh, era cât pe ce să mă prindă! Hmm, îți vine să dansezi așa pur și simplu? Da, tot timpul! Ha! Puiul meu! Șapca mea! Trece înapoi înăuntru! Ce ciudat! Oh, ce drăguț e! Ah, ăsta? E un animal, nu-i așa? Ieși afară! Aoleu! Ce pompoane are! Pe curând! Scuze că a trebuit să asiști la asta! Trebuie să-mi hidratez scalpul! Ah, ce ținută fabuloasă! Wow! Nu ascunzi nimic! Evident că nu! Biletul nu e ciudat! Poți să intri! Oh, nu ți-e prea cald acolo? E timpul pentru primul tău film! Ți-e foame? Bon appetit! Ce drăguț! Oh. Aoleu! Bună! Poftim, dragule! Vreau să-ți dea un pupic! Ce cătușe puternice! Dar arată bine! Hei, mă gândile ceva! Vreți să intrați la film? Poftim biletele, domnule! Ce mustață ciudată! E ceva ciudat la ei! A dispărut! Oare mi s-a părut? Nu avea o monosprânceană mai devreme? Dragule, a
Avem o mică problemă. Poftim? Stai să te ajut. Mai am puțin. Mai repede, vă rog. Aia era pe mine? Nu! Afară! Afară de aici! Vreau banii înapoi. Așa, spune-i. Viermi gumați? De ce nu m-am gândit la asta până acum? Foarte interesant! Ne-am întors! Cu viermi cu tot, presupun? Ăștia dulci sunt ok, nu-i așa? Sunt gumați! Mmm! Acum putem intra? Da, acum e în regulă. Fără viermi, vezi? Atunci intrați! Perfect! Fiu, șoldul meu! Gata? Pe tine nu te mâncă, micuțule! St, începe! Ia stai așa! E ora închiderii! Sunteți gata, scumpii mei? Sper că vă plac comediile romantice! Toți ne iubim animalele de companie și am face orice pentru ele! Le-am construit chiar propria cameră! Tu ce animal de companie ai? Spune-ne mai jos într-un comentariu! Nu uita să le arăți acest clip prietenilor tăi și să te abonezi la canalul nostru pentru și mai multe clipuri de nota 10!